Bună seara și bine v-am regăsit! Apa ocupă aproximativ 3 sferturi din suprafața planetei și se găsește într-o proporție asemănătoare în corpul uman. Fără apă, viața așa cum o cunoaștem noi nu ar fi posibilă. Cu toate acestea, suntem atât de obișnuiți cu prezența ei, încât îi acordăm prea puțină importanță. Conform descoperirilor oamenilor de știință, capacitatea apei de a stoca informația în urma interacțiunii cu lucruri, energii, chiar emoțiile umane, a fost foarte bine pusă în evidență, dovedind că există implicații extraordinare în foarte multe direcții și, fără îndoială, cunoașterea acestor lucruri ne asigură o viață mai bună, mai sănătoasă. Astăzi vă propun un subiect deosebit și incitant și, în același timp, util: memoria apei, descoperirile din această direcție, perspectiva oamenilor de știință asupra acestui lucru. Cu siguranță ați auzit până acum despre Masaru Emoto, informațiile au circulat atât de mult încât sunteți familiarizați cu acestea, însă vă asigur că în această emisiune vom merge mult mai departe și veți afla lucruri mult mai interesante, veți înțelege mult mai profund fenomenele acestea și, pentru ca acest lucru să petreacă, avem în studio un cercetător care poate să ne dea foarte multe informații incitante. Este vorba de doamna lector universitar dr. Mihaela Gheorghiu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bună seara! Bună seara! E un subiect foarte interesant, așa cum spuneam și cum spuneați dumneavoastră înainte de emisiune, că povestea cu Masaru Emoto a devenit folclor științific, dar că există multe alte lucruri care nu sunt cunoscute sau sunt puțin cunoscute și care sunt cu adevărat chiar spectaculoase și ne permit o viziune mult mai amplă asupra acestor fenomene. Cu ce ați începe? Eu aș începe cu descrierea moleculei de apă și cu descrierea interacțiunilor din interiorul acestei molecule și din interiorul atomilor care compun molecula, pentru că aici este secretul. Nu sunt cunoscute întru totul și aceste interacțiuni sunt cele care conferă apei niște proprietăți absolut deosebite. Nu întâmplător, cel puțin 60% din greutatea unui adult normal este apă. Nu întâmplător, apa aceasta se găsește și în interiorul celulelor, dar și în afară, și în vase, și între celule. Și, din păcate, foarte mulți ani am înțeles și continuăm să înțelegem și să prezentăm studenților apa drept un material care se mișcă pasiv dintr-un compartiment în celălalt al corpului, urmând orbește deplasările unor ioni în corpul nostru, neavând o individualitate și nepunându-ne de multe ori întrebarea de ce e atâta apă, dacă ea este doar un material pasiv, o masă care de fapt nu face altceva decât să asigure un mediu de reacție biochimic și să urmeze pasiv sodiul și glucoza și urea și alți compuși din organism. Și iată că suntem nevoiți să ne aplecăm în profunzimile informațiilor pe care ni le oferă chimia și fizica și să înțelegem că acea banală moleculă de apă cu 2 atomi de hidrogen, aparent banală, moleculă de apă cu 2 atomi de hidrogen și 1 oxigen, este o substanță absolut excepțională. În primul rând, oxigenul și cei 2 atomi de hidrogen formează niște legături care sunt predestinate a se constitui întotdeauna, astfel încât între oxigen și cei doi atomi de hidrogen să se formeze un unghi aproape fix, un unghi care nu variază decât foarte puțin, este un unghi de 104,5 grade. Și atunci apare o întrebare a curiosului, care nu trebuie să fie neapărat cercetător și nu trebuie să fie nici universitar și nici măcar medic. Ce forțe dictează legea potrivit căreia cei doi atomi de hidrogen se configurează spațial față de oxigen în așa fel încât unghiul să fie fix, aproape fix? Și atunci trebuie să căutăm puțin mai în adânc și să vedem că de fapt și aceste structuri, cele două tipuri de atomi, hidrogenul și oxigenul, schimbă informație. E un schimb de informație la nivelul unei molecule. Fiecare pune în comun câte ceva. Se constituie un organism care seamănă cu o bancă. Se pun în comun niște particule și se creează o moleculă care are proprietăți cu totul noi decât fiecare dintre elementele componente. Apa, ca o moleculă simplă, este de la început supusă principiului dualității, care se manifestă în toată lumea vie. Întregul capătă întotdeauna și un aspect dual de comportament. Există, iată, un pol pozitiv în apă, oxigenul, și un pol negativ reprezentat de electronii oxigenului și polul pozitiv al hidrogenilor. Această polarizare, această dualitate din interiorul aceleași molecule este cea care conferă caracterul de dipol pe care toată lumea îl știe, dar mai conferă ceva. Datorită acestei polarizări, moleculele de apă se pot lega între ele. Se formează agregate, mai mult sau mai puțin voluminoase, numite clusteri. Și asta știe toată lumea. Ceea ce este însă foarte important este faptul că apa, prin această polarizare a moleculei, se poate fixa și de alte componente care sunt la rândul lor polare. Apa se poate fixa pentru fracțiuni de secundă de o proteină și apoi se desface. Dar preia informație. Și se duce mai departe. Se fixează pentru fracțiuni de secundă de un lipid și apoi se desface. Se fixează de sodiu și se desface. Se fixează de argint și se desface. Deci creează niște legături care nu sunt întâmplătoare și care induc un efect foarte important atât în apă cât și în substanța de care se leagă apa. Se ordonează moleculele, se ordonează atomii. Deci apa induce un efect ordonator structural asupra moleculelor de care se leagă, la fel cum și ele induc o anumită orientare spațială a apei. Deci se pare că apa, dacă nu este cel mai, dar să fie cel mai, substanța cu cea mai mare capacitate de a absorbi informația din jur, sau în orice caz printre substanțele cu cea mai mare capacitate de acest fel. Și aici vreau să anticipez puțin pentru spectator, pentru că în condițiile în care noi avem o astfel de cantitate de apă în corp de peste 60%, dar chiar 70%, și faptul că această substanță are capacitatea de a prelua informație care poate să vină de la câmpul electromagnetice, de la interacțiunea cu obiecte pur și simplu, de la emoții, de la gânduri, de la diverse alte lucruri, este foarte important să ne gestionăm propriile emoții și gânduri, pentru că vom impregna atât apa din interiorul nostru cu acestea, cât și apa prezentă în mediul apropiat, în alte persoane, și așa mai departe, așa cum se va vedea din foarte multe experimente excepționale făcute de oamenii de știință, despre care vom vorbi, de o importanță și de o spectaculozitate care ne uimesc, adică, practic, noile cercetări în această direcție nu că răstoarnă, că e mult spus, dar pun lucrurile dintr-o perspectivă cu totul nouă, revoluționară, în care apa banală, care până acum era prezentată și la Facultatea de Medicină, ca un simplu agregat, care... Și acum e prezentată la fel. Deci, la nivel oficial, încă nu există o deschidere foarte mare pentru a asimila noile descoperiri, care până la urmă sunt descoperiri confirmate științific. Știți, în momentul ăsta pe noi ne ascultă și ne urmăresc două categorii de persoane. Unii vor crede pentru că ei așa știu, pentru că așa au observat și pentru că nu au nevoie de argumente deosebite, vor crede tot ceea ce spuneți dumneavoastră și probabil și ceea ce spun eu. Va fi și o a doua categorie care are nevoie de argumentare și care are nevoie de o argumentare care să-i satisfacă pe de o parte cunoștințele și pe de altă parte necredința. Orice om inteligent trebuie să se îndoiască. Și atunci noi trebuie să argumentăm și pentru aceștia. Și o să începem de la forma extrem de regulată pe care moleculele de apă o au și nu numai forma unei molecule, ci și a agregatelor pe care le constituie. Pentru că de aici pornește și mecanismul de memorarea unei informații și de transmiterea unei informații de la formă și de la efectul de formă. Apa este un tetraedru. Prin un tetraedru regulat, atomii de hidrogen și oxigenul se poziționează în așa fel încât să constituie un tetraedru regulat, adică o formă dotată cu armonie, cu axe de simetrie, un solid platonic. Când moleculele de apă se agregă între ele, forma pe care o creează, dovedită, este tot de tetraedru. Deci mai multe molecule se leagă între ele prin legături de hidrogen, între oxigenul unei molecule de apă și hidrogenul altei molecule de apă și se constituie niște structuri spațiale, ceva mai voluminoase decât ale unei simple molecule, dar care sunt tot tetraedre. Mai nou, cercetătorii au dovedit că se pot forma și structuri pentagonale. Deci, apa formează, constituie solide platonice, când moleculele se leagă între ele. Poate că o să fie foarte interesant pentru unii dintre cei care ne ascultă să afle că atunci când moleculele de apă sunt introduse niște nanostructuri tubulare de carbon și sunt supuse unor presiuni mari, aceste structuri, nanostructuri de carbon, apa polimerizează în formă helicoidală. Iată, își schimbă forma. Nanostructura de carbon creează un efect de formă care obligă apa să ia o formă dublu helicoidală ADN-like, asemănătoare, foarte apropiată de forma geometrică, forma spațială a moleculei de ADN. Deci, un efect de formă pe care îl induce structura de carbon. Când apa trece printr-un tub, printr-un banal tub, care poate fi un capilar, nu un vas mic din corpul nostru, sau când apa trece prin microorganismul numit hidră de apă dulce, apa aceasta se structurează. Din nou capătă o formă armonică, o formă dotată cu simetrie și o formă repetitivă. Iată că molecula de apă se adaptează față de structurile cu care intră în contact și asta înseamnă că preia informație de la ele. Fiecare dintre structurile înconjurătoare obligă apa să adopte o anumită formă. Ceea ce face ca și apa pe care noi o consumăm, faptul că ea se deplasează prin țevi, în funcție de cum sunt sebile, dacă au unghiuri drepte sau sunt cu multe curburi influențează apa, structurarea ei. Obligatoriu. Și am să mai spun încă un lucru care eu zic că este interesant. Moleculele de apă dintr-o celulă sănătoasă se structurează, polimerizează în formă hexagonală perfectă în jurul ADN-ului, când celula este sănătoasă. Atunci când celula s-a îmbolnăvit și când ADN-ul comandă citirea unei informații genice alterate, nici urmă din aceste hexagoane regulate, nu mai există niciun fel de simetrie și niciun fel de armonie, niciun fel de comportament de cristal lichid, pentru că până la urmă simetrie și armonie înseamnă comportament de cristal. Nu mai există în apă. Acum apare din ce în ce mai clar din ce spuneți dumneavoastră că homeopatia, deși este contestată de mult și spune că aia apă chioară nu ne ajută la nimic, de fapt este o modalitate terapeutică eficientă care în aparență apa respectivă nu înglobează o altă substanță, dar înglobează informație. Și atunci, astăzi, așa cum s-a dovedit deja, putem lua paharul de apă de la dumneavoastră, da? Care acum probabil că este structurat în mod obișnuit, așa cum e apa de la robinet, un pet sau de la robinet. Dar dacă exercităm o anumită influență asupra acestui pahar, printr-un câmp, prin muzică, printr-o emoție pe care o transmitem, printr-un cuvânt pe care îl scriem și îl atașăm paharului, proprietățile apei din pahar se schimbă radical, dramatic sau în orice caz foarte mult în funcție de intensitatea câmpului sau energiei sau intenției care se transmite către acel pahar. Dacă ar fi, vă rog. Permiteți-mi să explic ce ați spus. Așa, să încep o poveste scurtă. Apa, adică oxigenul și hidrogenul, în intimitatea structurilor, sunt alte particule, sunt protoni și electroni, care sunt într-o continuă mișcare. Fiecare dintre noi suntem reductibili la particule subatomice într-o continuă mișcare. Fiecare substanță, fiecare atom, fiecare moleculă este dotată cu o energie care reprezintă, de fapt, suma formelor de mișcare, suma energiilor rezultate din diversele tipuri de mișcare pe care le au particulele subatomice. Există o energie de mișcare rotațională, există o energie de vibrație. Să ne imaginăm că în permanență apa noastră și din afara noastră și toate moleculele noastre vibrează, adică urcă și coboară și se rotesc cu viteze diferite. Acest comportament, această cinetică generează energie electromagnetică. Și am ajuns la un punct foarte important. Cum se generează acest câmp electromagnetic? Prin simpla mișcare, în interiorul unui atom, electronii care se află pe ultimele straturi de valență oscilează permanent între forme cu energie normală și forme excitate. Deci doar prin această vibrație și rotație permanentă. Și atunci electronii care se vor afla la un moment dat într-o stare excitată energetic, deci cu surplus de energie, nu se simt bine în această stare pentru că sunt instabili. Tendința lor este să revină la starea de echilibru, pierzând energia care i-a excitat. Această energie se pierde sub forma emisiei de biofotoni. Ce este fotonul? Că știm toți. Este ultima particulă care este în același timp și undă. Deci se emite lumină, e o altfel de lumină, în permanență, numai prin simpla mișcare a componentelor subatomice. Se emite, deci, câmp electromagnetic și am ajuns la un pas de a explica informația, pentru că fizica ultimelor decenii din secolul trecut a dovedit că orice câmp electromagnetic este însoțit de o a doua formă de câmp, care nu are energie, cum are câmpul electromagnetic, dar este pur informațional. Și acest câmp se cheamă câmp de torsiune. Deci nu se poate să existe emisie electromagnetică fără un câmp informațional care o însoțește și care are niște proprietăți și care poate să se propage uneori la infinit, în anumite condiții. Deci iată cum ia naștere informația. Fiecare mișcare din interiorul unei molecule generează câmp electromagnetic și câmp informațional. Practic, informația despre care noi vorbim, informația pe care apa o înmagazinează, este de fapt, sunt biofotoni care conțin informația mai întâi despre comportamentul atomului și moleculei respective. Dar ia imaginați-vă că acum acest atom, această moleculă, să zicem apa, intră în contact cu o proteină. Păi și proteina are vibrația ei și proteina are câmpul ei. Și atunci se modifică dintr-o dată și modalitatea de semnalizare electromagnetică a apei și se modifică și semnalizarea proteinei. Deja s-a creat o nouă informație. Acum, pentru ca să fie și mai ușor de înțeles pentru telespectatori, cred că ar fi momentul să începem să vorbim despre experimentele făcute de oamenii de știință, pentru că este cel mai ușor de înțeles, și aș merge așa într-o scurtă călătorie pentru a vorbi de primii cercetători și avem bucuria să constatăm că unul dintre cei care au fost pionieri în acest domeniu de cercetare a fost marele geniu român Henri Coandă, preocupat de acest lucru. Ce ne puteți spune și punctați puțin evoluția cercetării în timp, să ajungem și mai să ajungem la experimentele concrete. Sigur, noi suferim la ora actuală, mulți dintre tinerii români nici nu știu ce a făcut Henri Coandă. El a studiat modalități de accelerare și de transmitere de particule și de informație și de câmpuri în condiții speciale, obținând niște performanțe tehnologice extreme la momentul la care el a inițiat cercetările. Dar după Coandă sau în paralel cu el sunt și alte cercetări. Eu aș exemplifica, este mai țintit pe subiectul apă, dacă doriți. Da. Este cercetătorul german, laureat al premiului Nobel, Fritz Albert Pop. El a demonstrat, a dovedit că de fapt apa nu face altceva decât să se fixeze și să se dezlege de celelalte structuri care ne compun, acest comportament fiind generator de impulsuri electromagnetice, de emisii de fotoni în ultraviolet, care poartă informație între organe și sistemul nervos central. Fritz Albert Pop este întemeitorul biofotonicii, iar emisia de lumină din moleculele de apă, din celelalte tipuri de molecule care ne compun, stă la baza transmiterii informației biologice, într-un organism și între organisme. Apoi, ați vorbit despre homeopatie, am să exemplific cu un experiment, el va fi mai ușor de înțeles, un experiment al unui imunolog celebru, Jacques Benveniste. El este cel care a introdus, de fapt, termenul de memoria apei. Studia reacțiile alergice la indivizi Și ca să nu obosesc pe cei care ne ascultă cu prea multe detalii, am să spun doar atât. Avem niște celule care se cheamă mastocite și bazofile. Aceste celule au pe membranele lor niște proteine, niște receptori și când pe acești receptori vin niște imunoglobuline, o anumită clasă, imunoglobulinele E, mastocitele și bazofilele descarcă histamina și apare reacția alergică. Deci, atât să reținem, celula are receptor, pe receptor vine un tip de anticorp și apare reacția alergică. Și Benveniste a separat, a separat din sângele unor indivizi alergici imunoglobuline E, acești anticorpii care generează reacțiile alergice. Deci le-a separat. Și apoi a început să dilueze soluțiile. Și-a diluat și-a obținut 1/10 soluția și apoi 1/100 și-a diluat din ce în ce mai mult, adică în acea soluție a intrat din ce în ce mai multă apă și a fost din ce în ce mai puțin anticorp. Și-a diluat așa de mult încât la o diluție de 1/1000 sau 1/10000, în acea soluție nu mai exista nici măcar o urmă. Nu exista posibilitatea să existe, să fie acolo nici măcar o moleculă de anticorp. Dar cu toate astea? Dar cu toate astea, când a tratat cu diluția mastocitele și bazofilele, ele au reacționat foarte brutal, ca și cum ar fi fost atacată de anticorpi. Și au declanșat reacția alergică. Deci, practic, este un experiment și acest cercetător a și introdus termenul de memoria apei, care dovedește faptul că apa este capabilă să preia informația și să acționeze ca și cum acolo ar fi fost chiar substanța concret, fizică, a cărei informație apa a preluat-o. Deci, acum, dacă, ca să fie și mai simplu pentru telespectatori, avem paharul cu apă din fața noastră. El este apă de la robinet, să spunem, da? Dacă noi transmitem de la distanță o informație că în acea apă este energia sau vibrația mușețelului, da? Apa va prelua acea informație, iar dacă o consumăm, va avea un anumit efect, ca și cum ar fi fost o diluție cu mușețel, așa? Dumneavoastră spuneți că va prelua informația, așa este, iar eu spun că această informație este câmpul de torsiune al mușețelului. Câmpul de torsiune. De asta am făcut introducerea care... Deci este câmpul informațional, care nu se reduce la dimensiunea plantei, ci radiază... Este informația propagată la mari distanțe și uneori la infinit despre substanța respectivă, despre mușețel. Aici este foarte important. Deci se fac o diferență între materia fizică concretă, care înseamnă planta, mușețelul, și câmpul informațional asociat acestei plante, care este un câmp de torsiune și care este extins nedefinit, da? Apa, de fapt, preia informația din câmpul de torsiune. Nu ia materia fizică, că nu are cum, pentru că ia la o distanță, da? Dar preia informația din acest câmp de torsiune, acest câmp informațional al plantei, o înmagazinează în propriile celule și transmită mai departe, pentru că noi, până la urmă, ne hrănim cu informație, cu foarte multă informație. De fapt, apa are și ea câmpul ei de torsiune. Mușețelul e format din atomi care vibrează. Vibrând emit fotonii. Fotonii sunt unde electromagnetică asociată de câmp de torsiune. La fel face și apa. Câmpul de torsiune al mușețelului se practic interferă cu câmpul de torsiune al apei și asta e imprintul. Deci asta este câmpul de torsiune al apei, preia informația din câmpul de torsiune al plantei și iar molecula de apă transmite această informație acolo unde este dusă. Și această moleculă de apă va intra în contact cu toate moleculele de apă cu care se va întâlni și transmite informația în mod automat peste tot. O să ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară și, așa cum se mai întâmplă, partea a doua emisiunii va fi cea mai interesantă, pentru că vom intra în mai multe lucruri concrete și merită să rămâneți lângă noi. Ne vedem în câteva minute. Am revenit și continuăm discuția despre apă, despre memoria apei, perspectiva oamenilor de știință asupra acesteia în descoperirile de ultimă oră. Suntem înconjurați de apă, oceane, râuri, cascade, curenți subterani, peste tot este apă. În corpul nostru este o cantitate mare de apă. Ei bine, toată această apă, în mod inevitabil, datorită contactului cu civilizația, mai ales civilizația, așa cum o avem noi, este influențată, se impregnează cu această informație. Astăzi, râurile și fluviile Terei sunt extrem de poluate, pentru că toate orașele, toate comunitățile umane deversează în aceste ape care, dacă ne uităm acum la imagine care sunt, iată, avem o planetă de o frumusețe extraordinară, pe care nu o apreciem. Nu sunt atâtea interese economice că binele, frumusețea acestei planete, ecologia, nu mai au nicio semnificație. Are singura semnificație este cât de mare poate fi profitul și atât. Ca o introducere, cât de poluate sunt apele Terei, vorbind de, în special, cele care sunt cu interacțiune, mări, oceane, fluvii, râuri. Eu n-am să pot să cuantific cât de poluate sunt, nici nu este specialitatea mea, dar gândiți-vă că moleculele de apă de acolo preiau informația tuturor compușilor care intră în apă, pesticide, hidrocarburi aromate, diverse otrăvuri, gunoaie, microbi. Toată această informație ajunge la un moment dat. Știți unde o simțim cel mai bine? În agricultură. Pentru că astăzi e atât de poluat totul, inclusiv ploile sunt acide, sunt cu tot felul de lucruri toxice, încât dacă plantele nu sunt protejate cu alte substanțe care creează nenorociri, ele mor repede din cauza, multe, mă refer la legume, la fructe, este foarte greu să le mai faci să trăiască fără o asistență care înseamnă alți produși chimici. Acest lucru se întâmplă în primul rând pentru că noi nu ne cunoaștem și probabil că în această direcție trebuie înțeles și demersul nostru de a explica puțin în detaliu ceea ce este în interiorul corpului. În momentul în care înțelegem sau măcar intuim care este complexitatea funcțională a corpului uman, înțelegem că ceea ce se întâmplă prin poluare ne afectează extrem, pentru că practic imaginați-vă că noi mâncăm la un anumit moment un aliment care are multe pesticide. Practic, pesticidele acelea vor fi ingerate, este o metabolizare defectuoasă și ele nu vor face decât să modifice în final transcrierea informației genice în interiorul celulelor noastre. Da. Deci vor modifica rescrierea informației la nivelul ADN-ului. Biologia actuală deja spune că s-a depășit nivelul la care noi înțelegem gena ca, ca și conducător suprem într-o celulă. De fapt, gena se adaptează în permanență la condițiile de mediu. Și se rescrie. Suficiente pagini ca să poată face rescriere. Toate proteinele, toate lipidele se rescriu în funcție de informația pe care o primim. Da. Acum să intrăm în și în experimentele clasice, cum sunt cele ale lui Masaru Emoto. Chiar vă rog regia să pregătiți cele două materiale cu cristalele frumoase și cristalele urâte. Practic, Masaru Emoto, nu neapărat el este cel care a făcut cele mai profunde cercetări în domeniu, dar el a reușit să surprindă și să aducă în spațiul public aceste imagini. Iată, acum chiar avem pe ecran o serie de cristale foarte frumoase. Urmăriți simetria hexagonală. Da. simetria hexagonală. Experimentele sunt simple și nici nu ridică niște costuri deosebite. Apa din anumite recipiente a fost supusă unei anumite informatizări, fie prin radiații, prin unde sonore, fie prin microunde, fie pur și simplu prin aplicarea unui mesaj scris pe eprubeta care conține apă și lăsată eprubeta câteva ore cu mesajul, cu scrisul spre apă, interior, cu scrisul, ca și cum apar citi mesajul. Și uimirea tuturor a fost că, indiferent de limba în care s-a scris un anumit mesaj, apa a reușit să cristalizeze asemănător. E foarte interesant. Deci, iată, dragi telespectatori, cât de inteligentă este natura. Avem un pahar cu apă, da? Și experimentele au arătat că apa cristalizează în multe feluri. Practic, Masaru Emoto a pus recipiente cu apă distilată și lângă el a pus boxe în care a difuzat de la muzică heavy metal la muzică clasică și în funcție de muzică, apa a cristalizat diferit. Ori a ieșit foarte urâtă, ori a ieșit cu cristale foarte frumoasă în funcție de armonia muzicii. S-au făcut experimente în care s-a luat apă din zona barajului Fujivara, parcă așa se numește, pur și simplu. Și sigur subliniez că aceste experimente s-au făcut de sute de ori, s-au repetat fiecare experiment ca să se confirme că asta este metodologia științifică. Ei bine, dacă în prima fază apa luată din zona barajului a arătat foarte urât pentru că era poluată, după ce a pus un grup de oameni să transmită o influență pozitivă apei din apropiere, s-au rugat de fapt, au transmis o emoție în acea direcție, în momentul în care s-a luat apă din acea zonă, s-a dus, s-a înghețat și s-a fotografiat particule înghețate, apa și-a schimbat, a fost cu totul transformată, cristalele erau deja foarte frumoase în comparație cu cristalele de dinainte. Chiar să vă rog să vă uitați acum, pentru că imediat, chiar acum intră, așa arată apa cristalizată atunci când se transmite o emoție negativă. De fapt, nu e un cristal, cristalul nici nu poate să cristalizeze, da. Nu e un cristal periodic, un cristal ordonat. Da. Și chiar este foarte interesant pentru că s-au pus pe recipiente cu apă către interior cuvinte de genul Hitler, Maica Tereza. Aceeași apă, sigur, din aceeași sursă, dacă în cazul acestui nume, Maica Tereza, apa a cristalizat foarte frumos, în cazul numelui Hitler, apa a fost un dezastru la fotografiere, ceea ce arată că un cuvânt este capabil să păstreze energia asociată acelui personaj. Este foarte interesant. Și acum revin la experimentul de care spuneați, care este fascinant. Deci, iată, avem un pahar cu apă distilată și pe el punem cuvântul iubire, da? În limba română, în așa fel încât pus cu textul spre interior, ca și cum apa ar citi. Lăsat peste noapte, se vor forma cristale foarte frumoase, să zicem roz bombon, da? Spun eu acum așa. Dacă în paralel sau în altă zi se va pune cuvântul love, da? Se va scrie love pe bilețel și se va pune pe așa, sau într-o altă limbă, surprinzător, deși din punct de vedere al graficii este cu totul altceva, apa cristalizează asemănător, în același fel, precum a cristalizat în varianta în limba română. Este fascinant, este spectaculos, pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare din aceste cuvinte au înmagazinate un fel de câmp de informație specifică, un anumit tip de energie care este depășește limba. Depășește limba, da. Deci, practic, cuvintele acestea sunt asociate acestui câmp. Da? Că așa ar trebui să punem problema. Nu fiecare cuvânt are un câmp propriu și fiecare cuvânt care exprimă aceeași emoție, chiar dacă are sunt litere diferite, sunt alfabete diferite, ele se raportează la aceeași energie și aduc în apă energia aceea a emoției, a sentimentului respectiv. Foarte interesant. Nu mai avem așa mult timp, cred că mai avem 10-15 minute. și să condensăm în aceste minute cele mai interesante informații care pot fi date. Dacă ne referim strict la moleculele de apă, ea este considerată de cercetători la ora actuală vehiculul informațional în organism. Are capacitatea să se lege pentru 10⁻¹² secunde, atât are nevoie. Deci doar atât. 10⁻¹² ca să transmită și să preia informație. Gândiți-vă că în toate celule, în fiecare celulă a noastră, într-o secundă se desfășoară 100.000 de reacții biochimice. Într-o secundă. Într-o secundă. Și aceste 100.000 de reacții biochimice trebuie să decurgă cuplat. În fiecare... În corelație cu toate celelalte. Cu toate celelalte și cu... Iar apa este cea care transmite informația instantaneu. Și care preia informația. Ea preia informația sub formă de fotoni rezultați din reacțiile biochimice, prin excitări electronice. Vorbiți-ne, că mi se pare foarte interesant, și de principiul holografic în biologie, pentru că, iată, au apărut foarte multe materiale care vorbesc despre universul holografic, totul este hologramă, asta însemnând că în fiecare bucățică este cuprins tot universul, toate informații, oricât ai merge de adânc, în și cea mai măruntă particulă este conținută informația globală. Ca să înțeleagă lumea ce înseamnă hologramă, trebuie să înțeleagă că e nevoie de două fascicule laser, adică două fascicule de lumină polarizată, adică două fascicule de fotoni care oscilează, în care fotonii oscilează simfazic. În același timp, a rezolvat, produce acest fenomen. În celulele noastre și în organismele vii, nu numai la om, se produc fascicule laser pentru că biofotonii rezultați intră prin diferite structuri cristaline și sunt ordonați, sunt transformați în mini-lasere, în microlasere. Când două fascicule laser cad asupra unui obiect și apoi se reflectă, în locul din spațiu unde cele două fascicule se reîntâlnesc, se creează o imagine virtuală a obiectului. O copie perfectă, tridimensională, care este holograma, dar care nu e obiectul în sine. Este același obiect, un măr, să zicem, perfect, dar când bagi mâna, treci prin mărul respectiv. Ori de câte ori s-au studiat filmele și hologramele obținute în tehnică, s-a văzut că fiecare punct dintr-o hologramă conține informația întregului. Ăsta este un principiu aplicabil în orice celulă și în toată lumea vie. Și în permanență în celulele noastre sunt produse astfel de holograme, astfel de fronturi de undă electromagnetică în interferență și care sunt purtătoare de informație. Gândiți-vă că dintr-o reacție în momentul ăsta s-au produs niște biofotoni care în fracțiunea de secundă următoare intră într-o proteină, iar proteina e un cristal. Când fotonii au ieșit din proteină, au ieșit ca un laser, sunt simfazici, oscilează în același timp. Hai să vorbim despre lucruri practice care să fie la îndemâna fiecărui om. Acum, ce s-a spus până acum ne poate face să înțelegem că apa e purtător de informație. E purtător de informație. Că noi putem manipula pozitiv sau negativ apa, să o încărcăm într-un anumit fel, iar acest lucru va genera efecte negative sau pozitive. Cum am putea să ștergem, să spunem, dacă e posibil, informația care există în acest moment într-o cană de apă sau într-un pahar, și să o încărcăm cu o informație specifică, dar să nu mai conțină o informație care nu ne interesează? Păi, e foarte simplu. Putem să introducem în apa dintr-un pahar un ordonator al moleculelor de apă, iată argintul. Se știe de sute de ani, de mii de ani, cei care își puteau permite țineau lichidele, soluțiile de apă și apa în sine în vase de argint. Gândiți-vă că un ban de argint sau o cruce de argint informatizează apa atât prin efectul structurant al argintului în sine, cât și prin efectul de formă al crucii. da, sau al altui argintul obiect. Coloidal? Argintul coloidal este un astfel de exemplu care ordonează moleculele de apă din corpul nostru și este un foarte bun antimicrobian. Da, deci practic noi astăzi, dacă luăm argint coloidal, că este mai la îndemână, dar putem să folosim și o monedă de argint sau un obiect de argint pe care să-l introducem într-un recipient cu apă. Și o crenguță de busuioc ordonează. Și o crenguță de busuioc. Nu întâmplător în biserică se folosește busuiocul și e foarte interesant pentru că am auzit foarte multe cazuri în care apa sfințită, da, și după săptămâni de zile își păstra proprietățile, chiar după ani de zile, atât de puternică este energia care impregnează apa în acel moment. Dar acum revenind la argintul coloidal, pentru că se găsește în comerț, poate fi cumpărat, cei care vor pot să caute pe internet. Luăm argint coloidal zilnic. Asta fără înseamnă... să exagerăm că ne putem îmbolnăvi dacă luăm prea mult. Asta ajunge în altă parte. Ce înseamnă prea mult, de exemplu? Începe să se depună exagerat în țesuturi, apare o colorare specială a mucoaselor, dar trebuie mult ca să se ajungă la ani de zile și cantități mari. Și cantități mari zilnic, adică să bei în loc de apă potabilă, să bei argint și atunci după ani de zile îți creezi probleme. Dar dacă iei 50-100 de mililitri o dată pe zi și mai faci și pauze... Efectele, cel puțin din studiile care s-au făcut, sunt absolut benefice. Da. Iar pe acest fond de structurare a apei, practic poți să impregnezi de echilibrare, poți să impregnezi cu informații pozitive propria ta structură. Adică argintul coloidal, odată intrat în organism, el îți asigură o stabilitate pe care tu poți să construiești ceva folosindu-te de capacitatea apei de a înmagazina informația. Și aurul are același efect, să știți. Și aurul. Și aurul, da. Va trebui să, din păcate, suntem aproape de finalul emisiunii, dar rețineți următoarele lucruri. Apa înmagazinează energie. Contează forma geometrică în care este înmagazinată, contează traseul pe care merge apa, de aceea sunt în Occident tot felul de obiecte care caută să structureze apa prin faptul că o duc prin niște meandre pentru ca informația mai proastă care a intrat în ea să fie eliminată, chiar asta și așa. Asta face organismul oricum, prin vase, da, cu curburi multiple și strâne. Dar este una să-ți intre apa deja armonizată în organism și alta să-ți intre cu probleme. Emoțiile, gândurile influențează foarte mult ceea ce avem în interior. De aceea este important nu numai noi să gândim pozitiv, dar și să fim într-un mediu în care informația este pozitiv armonioasă. De aceea genul de știri de la ora 5, informațiile din ziare cu crime, violuri și așa mai departe, nu face decât să vă impregneze structura cu informații negative, cu emoții negative și în consecință apare stresul, apar probleme de sănătate și așa mai departe. O concluzie de final foarte scurtă. Trebuie să fim foarte atenți cum ne structurăm apa, pentru că noi suntem principalii actori și principalii structuranți ai apei din celulele noastre, prin cum gândim, prin cum ne alimentăm, prin ceea ce facem în fiecare clipă, inclusiv prin cum respirăm și ce respirăm. Da. Vă mulțumesc foarte mult, foarte interesant, mai erau multe de spus, dar va mai fi timp și pentru altele. Mulțumim că ați fost alături de noi, o săptămână frumoasă, ne revedem în curând.